De cele mai multe ori, de cei care ne ajută să ne încânte inima, să ne regăsim în povestea unui cântec sau în durerea unui acord, ne închipuim încadrați în vieți fericite, în care totul vine ușor și curge de la sine. Și de fapt, nu e chiar așa. Dăm voie să-ți urez bine ai venit, Zorica Savu, și să-mi ierți din capul locului poziția ingrată a celei care pune întrebări, pentru că este doar o conjunctură la care cel mai probabil că a lucrat destinul. Lavinia nu a putut fi prezentă astăzi și am acceptat să-i țin locul aflând că voi avea ocazia de a împărți cu tine acest ceas. Un ceas, ca să-i spun într-un fel, mai degrabă plin de idei. Un schimb de idei decât de întrebări și răspunsuri, pentru că tu ești un om minunat cu care eu dintotdeauna am rezonat, nu este prima oară când te întâlnesc și acum este o bucurie, nu știu dacă întâmplare sau destin. Bine te-am găsit, draga mea! Mare a fost bucuria și surpriza să ne reîntâlnim după ceva timp, după vreme, așa câțiva ani, chiar pot spune, mai emoționat enorm, mai copleșit cu complimentele tale. Îți mulțumesc pentru prietenia ta, omul frumos din tine și este o reală bucurie și plăcere ca astăzi, preț de oră, să putem povesti așa câte puțin din viața mea, de fapt. Zorica, bunica ta avea o voce deosebit de frumoasă, cânta în corul bisericii. Am putea spune că ai moștenit de la ea talentul acesta, dar și mama și tata cântau. Da. De unde a plecat pasiunea ta pentru muzică? Draga mea, am avut o copilărie de poveste acolo la mine în sat, la Măru, în Caraș Severin. Am fost înconjurată de dragostea părinților, a bunicilor, a străbunicilor chiar. Ți-ai prins și străbunicii? Da, și când spun că am avut o copilărie de poveste, am atâtea de multe de povestit încât nouă cred că ne-ar trebui, nu două, mai multe emisiuni să povestim. Am să mă rezum pe scurt. Da, cântam, pentru că bunica din partea tatălui meu cânta foarte frumos la biserică, în corul femeilor de la biserică, iar mama mea la fel cânta și tatăl. În tinerețe mergeau, se adunau la căminul din sat și cântau așa în grupul de tineri. Însă, vezi, ei nu s-au lansat așa în public ca și mine. Ascultam foarte multă muzică la noi în casă, se asculta foarte multă muzică. Zorica, te-au crescut bunicii sau părinții? Pentru că, uite, eu până să merg la școală am fost crescută de bunici și în ideea asta te întreb. Ei, bine, aici trebuie să povestesc un pic mai mult. Și noi ascultăm. Nici tatăl meu, nici mama mea nu au frați. Și atunci mama mea a fost nevoită să meargă la părinții tatălui meu, să meargă noră, cum se spune la noi. Așa. În Banat. Eu am fost crescută de bunicii mei din partea mamei. E emoționant. Înțeleg că ai fost desprinsă de mama. Da, dar vreau să povestesc lucruri care... Deci mergeam la școală și când ieșeam, terminam orele, mergeam cu ghiozdănel în spate, în partea cealaltă de sat, pentru că acolo era mama și tatăl meu, îmi făceam temele și veneam aici la bunici. Eu eram lumina ochilor lor. Tot ce mi-am dorit eu, ce puteam să-mi doresc, mi-au oferit. Bunicii mei, străbunicii mei, au fost oameni simpli de la țară, dar oameni care au trudit din greu, au muncit la pământ, au avut animale multe, au fost gospodari. Aveam 4-5 anișori și străbunicul meu avea mai mult de 100 de oi. Aveam animale multe, vaci, cai și de primăvara se porneau sus la Poiana Mărului cu toate animalele și acolo stăteau până toamna târziu. Pentru că noi acolo aveam cel mai mult pământ și noi spuneam la sălaș, dar era ca și o casă. Aveam camere, aveam pivniță, aveam tindă, aveam grajdiu vacilor, a oilor, a porcilor, cu toate, cotețeul pentru găini. Toate luncile erau mele, toată ziua zburdam pe acolo, iar seara mi-aduc cu nostalgie aminte cum dădeam oile
la strungă să le mulgă străbunicul meu, moșu, cum îi spuneam, moșu Mihai. Beam laptele cum mulgea oile și străbunica mea spunea: moșule, nu așa, stai să aduc. Trebuia să strecoare laptele, știi? Sigur, cum îl mulgea. Cunosc și da. Da. Sunt amintiri extraordinare care le port aici, în sufletul meu, și aici vor rămâne. Aș putea să-ți povestesc cât de mult m-au iubit bunicii mei pe mine. Mi-aduc aminte, după ce au tuns oile, am mers să vândă lână, da? Așa. Întorcându-ne de acolo, ne-am oprit la un magazin universal, era pe atunci, cu etaj, era ceva deosebit pentru noi de la sat. Și bineînțeles că m-am oprit la raftul de jucării și mi-am pus ochii pe o păpușă. Arădeanca pe atunci era vestită. O păpușă mare. Bineînțeles că vânzătorul de acolo a zis: nu, dar am și un cărucior. Acum au apărut, nici n-au mai fost cărucioare. Spune-i la bunicul tău să-ți cumpere. Și of, Doamne, acum realizez ce valoare. Că ei primiseră niște bănuți pe lână, aia, o grămadă de lână. Cred că vreo jumătate din bani a costat căruțul și cu păpușa aia și ei mi-au cumpărat mie asta. O vrei? Și stăteam așa, pentru că să știi că am fost un copil destul de cuminte. Eram curioasă să învăț totul, ce trebuie să fac, să gătesc, măturam, veneam de la școală, le făceam mâncare, povestim. Parcă ai fi un personaj dintr-o poveste și chiar... Am spus că eu chiar am avut o copilărie de poveste acolo la mine, la Măru, și mergeam acolo sus la Poiană, aveam grădinile alea pline de pomi fructiferi, meri și pruni, bineînțeles, că acolo la noi la munte, erau, livezile erau cu pomii cu crengile la pământ, iar pământul cel mult de fân care lucram era pe dealuri. Și lucram vara cu oameni mulți, se făceau clăi de fân. Ori eu, nu, eu trebuia să fac clăile de fân, n-au avut cap cu mine, eu trebuia să mă urc pe claia de fân, eu să fac tot. Câți ani aveai, Viorica, atunci când te urcai pe claia de fân, atunci când deci făceai clăi? Deci la 5 ani am vrut să mă urc pe claia de fân, când noi aveam și bunicii mei se grăbeau, zice: vine ploaia. Era o femeie care se urca pe... Nu, eu vreau, am început să plâng. M-a urcat pe claia de fân și la un moment dat, ca să poată să se scape de mine, au zis: șarpele, șarpele, ca să pot să cobor. Și în felul ăsta te-au și convins. Eu la 5 ani, împreună cu străbunica mea, ca să învăț să fac claia de fân, îmi punea așa pala de fân și o călcam cu piciorul. Se întorcea roată pe lângă parul de la claie și da, îmi punea, da. Și eu călcam din și nou tot așa și spre vârf. O facem mai subțire. Observ cât de greu mi este să te opresc din a descrie atâta frumusețe în care ai fost scăldată în această copilărie, care ți este izvor din punctul meu de vedere, care te-a ajutat să-ți păstrezi această frumusețe, această tinerețe veșnică pe care tu o porți cu tine. Și cred că oricine, pe oricine întâlnești, îți spune același lucru. Dar vreau să te întreb. Să știi că ce crezi că ai moștenit de la bunică? Eu sunt convinsă. E de ajuns să-ți tresalte inima și să simtă în felul în care povestești. Pentru felul cum arăt, nu fac nimic. Sunt o femeie simplă. Nu fac nimic deosebit, doar gândesc pozitiv. Și ești optimistă, la trecerea, ești, da, nu-mi pare rău de trecerea anilor. Deci nu simt și nici nu mi-arăt deci anii, dar nu scurgerea pare rău timpului, de trecerea anilor. Important e cum trecem prin ei. Adevărat. Și noi alegem cum să trăim până la urmă. Foarte adevărat. Noi spune. Alegem să fim fericiți și ești cu adevărat fericit dacă știi să apreciezi ceea ce ai. Acum, ca să ieșim din această zonă a copilăriei, aș vrea să te întreb: care sunt momentele acelea în care simți că într-adevăr îți lipsesc îmbrățișările bunicilor? Momente din viața ta, știi cum e, că ai trecut prin mai multe etape, cum am trecut și eu. Și tare mi-e dor de bunica câteodată. Așa este. Ei sunt prezenți în sufletul meu mereu și în rugăciunile mele. Pentru că n-am uitat nicio clipă. Așa, ei au fost oameni simpli, dar cu frică de Dumnezeu. Am avut un anume fel de a trăi. Deci nu exista seară să nu ne punem pe genunchi să ne rugăm. La fel și diminețile.
eu îi port pe ei în suflet și în rugăciunile mele, ori acolo, de acolo, de sus, de unde sunt. Și mi-aminteam de ei și simțeam lipsa lor de multe ori mergând la nunți, la evenimente, și admiram cum miresele erau înconjurate de mame, de bunici, nu-i bine rochi aici sau aranjăm. Și mi-aduceam aminte, atunci mă lua așa cu fior și mi-aduceam aminte de dragostea cu care am fost eu înconjurată de bunica și străbunica mea când mă urcau pe un scaunel și îmbrăcam costumul popular. Că la noi, de sărbători, de sărbătorile de iarnă, de ruga satului, de Paște, de exemplu cum e acum, ne îmbrăcam în costume populare și mergeam la horă. Era tocmită muzică. Și atunci mă urcau pe un scaunel și mă legau cu tot felul de ațe și îmi puneau poalele la linie și la păturele și stăteam neclintită. Ei, în momentele alea, mi-am adus aminte de bunica și de străbunica mea. Au fost momente când am și lăcrimat, pentru că mi-am dat seama cât am fost eu de norocoasă și de bogată să le am și am fost înconjurată cu atâta dragoste și nu mai știau ce să-mi facă. De la ei am avut multe de învățat și cred că am moștenit multe. Crezi că ar fi fost viața ta altfel, să le fi avut mai mult timp lângă tine? Ar fi avut viața ta un alt curs să le fi avut pe ele două mai mult lângă tine? Asta e cursul vieții până la urmă. Fiecare dintre noi trebuie să ne ducem atunci când e timpul, dar consider că am învățat multe de la bunicii mei și de la străbunicii mei. Am preluat tot ce e bun, consider că au fost oameni de bine. De multe ori încercam să mai plâng, să am tendința de a mă plânge și îmi spuneau, nu, e păcat să ne plângem, tu ai de toate, Dumnezeu ți-a dat de toate. Privește în jurul tău și sunt oameni care o duc mult mai greu. Te să porți recunoștință pentru tot ceea ce are. Așa este. Zorica Savu. Da, și mă străduiesc să le transmit și copiilor mei dragostea, bunătatea, credința în Dumnezeu, așa cum eu am primit-o de la bunicii mei și de la străbunicii mei și, bineînțeles, măicuța mea care... Ce să-ți spun, de când copiii mei au venit pe lume, ea a lăsat totul și le mulțumesc părinților mei și tatălui meu, că, înțeles, el a rămas acolo la sat și mama a venit alături de mine să mă ajute în creșterea și educarea copiilor. E un lucru extraordinar, pentru că eu de fiecare dată când am fost nevoită să plec la evenimente, în turnee și așa mai departe, mama m-a locuit cu brio. Și nu cred că cineva, o altă persoană ar putea să aibă mai mare grijă de copilul tău decât bunica sau mama ta. Îi mulțumesc măicuței mele, chiar dacă... Deci eu nu am simțit lipsa ei, pentru că noi ne vedeam zilnic, așa cum spuneam, mergeam de la școală, scriam temele, stăteam până pe seară, iar seara veneam la bunicii mei și acolo dormeam cu bunica mea, ne rugam, îmi aduc aminte, mergeam duminică, aveam un anumit ritual, deci sâmbătă seara mâncarea era gata pentru duminică, duminica se mergea la biserică. Eu mergeam la biserică la mine la sat și spuneam crezul în biserică. Era așa o... Era o frumusețe, erau momentele. Dar spune-mi acum, având doi copii minunați, iată că vorbești despre o seninătate cu care te-ai putut desprinde, să spunem, de ei în anumite momente când ți-a cerut cariera să pleci, dar ai rămas împăcată cu sufletul că au fost... ținuți în brațe tot timpul de mama ta care i-a iubit și s-a îngrijit de creșterea lor și dăm voie să-ți spun că e un lucru minunat ăsta, că rămâne un om care să iubească cu toată inima și care să nu uite să le vorbească copiilor tăi despre tine. Așa este. Despre copiii tăi.
pot spune că au petrecut aceleași momente frumoase și lângă tine, așa cum le-ai avut tu. Evident că nu mai aveați atâtea... Foarte puțin timp am reușit să-i ofer și băiatului meu, Simi. Deci am doi copii minunați. Câți ani are Simi? Băiatul îl cheamă Simion Marian. Simi are 25 de ani. Mulți înainte. Și Daria, Mihaela, are 11 ani. Să le vezi fericirea. Da. Ei sunt bogăția mea. Ei sunt totul meu. Am petrecut... chiar dacă am simțit, le-am simțit lipsa și ei mie, în momentele când am fost plecată departe de casă și ne-am auzit doar prin telefon, uite că pandemia asta, anul trecut, ne-a ajutat să petrecem foarte mult timp împreună. Să vă regăsiți? Să ne regăsim, să ne redescoperim. Am făcut multe lucruri împreună. Am gătit împreună, am râs, ne-am jucat. Am cântat și ne-am susținut reciproc unii pe alții. Când spun că ne-am susținut reciproc, mă gândesc la faptul că copiii mei au fost protagoniști într-un videoclip al meu și Daria, cum bine știți, băiatul studiază Academia de Muzică Regală de la Londra, iar Daria nu a mers la nicio școală de muzică. E pasionată și am zis, vreau să las lucrurile, să văd cum decurg. Își dorește cu adevărat să cânte, nu doar să mergem la o școală de muzică, merge la o școală normală în Timișoara. Și a spus, mami, vreau să cânt. În perioada asta, cât noi stăteam în pandemie și povesteam și ne-am bucurat, ne-am îmbrățișat, am râs, am glumit, am povestit atâtea și am spus, ești sigură? Da, vreau să cânt. Și bineînțeles că și noi am susținut-o și am încheiat anul așa de frumos. Am înregistrat un colind, un cover al Elenei Gheorghe de Crăciun. Și ce să vezi? Și ce să vezi? Și ce să vezi? Că, pe Simi l-am văzut chiar aseară, că mă uitam pe YouTube, așa ai și tu și i-am văzut pe amândoi, dar de Daria nu știam. Și îi place foarte mult. Îi place foarte mult să cânte. Om vedea. Om vedea acum să trecem de această perioadă, da, cu restricții. Da, da. Și asta ne obligă la mai mult, pentru că foarte multă lume, deci mulțumesc, sunt recunoscătoare pentru dragostea publicului și toți oamenii care mi-apreciază cântecele și mă îndrăgesc și mă respectă, am avut o mulțime de mesaje că Daria are voce și că Daria cântă foarte frumos, ori vreau să spun că Daria n-a avut niciun profesor de muzică, Daria cântă cu nativ, atâta, da, pasiune, da, pasiune și dăruire și am spus, asta înseamnă că ne obligă la mai mult. Cum a început Zorica Savu să cânte? Ei, la ce vârstă, draga mea? Eu, de mică, așa cum spuneam, mergeam la sărbătoarea satului unde se tocmea muzică și ce mi-a rămas în minte sunt imaginile alea când mergeam la căminul cultural din sat și era muzică tocmită cea mai bună pe zona noastră. Era orchestra Fraților Florea. Erau atâția frați că fiecare dintre ei cânta la un instrument și era o orchestră superbă, dar fără sonorizare ca pe vremea noastră. Și era o scenă acolo și eu, cum eram micuță, mă lipeam acolo, prindeam cu mânuțele la scenă și nu clipeam, îi ascultam, nu mă săturam să-i ascult. Ori acasă, ascultam în casă Mariana Drăghicescu, Joachim Nica... Dar... Și când ai cântat prima dată? Când am cântat la școală. La școală ai cântat? Cântam prin școală, tot timpul cântam, fredonam și atunci învățătoarea mea și-a dat seama că eu aș putea să cânt. Și a zis, nu vrei să mergi tu la concursul ăsta la noi aici, faza pe zonă locală? Pa da! Și cântam, zicea, trebuie să cânți o doină. Trebuie să cânți, da, o, trebuie să știi, da, să cânți o doină, și așa mama se mea spune. Cu mine și am cântat un bătrân la copil, spune, mi-aduc aminte, și spunea, mami, e bine, aveam nevoie, eu sunt și perfecționistă. Sunt optimistă, într-adevăr, dar și
îmi doresc ca lucrurile să iasă așa cum trebuie și spuneam, mami, cânt bine, cântă cu mine. Și am mers la festivaluri, am câștigat o grămadă de premii, faza județeană, republicană, în acei ani, da? Și așa mai departe, am participat la festivaluri pe țară, iar rampa mea de lansare a fost Maria Tănase, Craiova 95. Te gândeai tu că o să fii așa o minunată mama a doi copii? Îmi place să cred că... Cum vedeai tu viața ta de familie în viitor? Știi că în adolescență avem tendința să ne gândim, fiecare dintre noi ne gândim, ne închipuim. Cum te gândeai nu tu, m-am Zorica? Gândit, nu te-ai gândit? Nu m-am gândit niciodată că o să fac o carieră așa frumoasă în muzică. Nu știu, am mers la liceu la Oțelul Roșu, dar nu m-am gândit că o să ajung pe treptele astea așa de înalte. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru darurile minunate, pentru binecuvântările toate din viața mea. Și să știi că acum abia mi-amintesc cum ai început. Nimic nu e întâmplător și astăzi. Eu totuși cred că așa a vrut destinul. Dumnezeu așa a vrut ca Dumnezeu. Noi să ne întâlnim. Da. Pentru că, hai să spunem, noi ne cunoaștem de mulți ani, noi am avut și avem o prietenie frumoasă și specială. Chiar dacă nu ne auzim în fiecare lună sau des, sau cum sunt alte prietenii, atunci când ne vedem, o facem adevărat. Cu sufletul curat și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Zorica, ce crezi că vor spune copiii tăi peste ani, gândindu-se la tine și vor spune cu siguranță, asta o am de la mama? I-am învățat ceea ce am învățat și eu de la... părinții și de la bunicii mei. I-am învățat să fie buni, să fie respectuoși, să iubească tot ce e frumos, să respecte oamenii pe unde merg și să facă bine atât cât pot. Ce aș putea să spun? Sunt mândră, sunt fericită, sunt o mamă împlinită de copiii pe care i-am, pentru că ce aș putea spune mai mult de atât? De Simi, de exemplu, pe unde a fost? A venit în București, de aici a plecat la Londra. Oamenii cu care el s-a întâlnit sau pe unde a trecut, a lăsat frumos în urma lui și atunci inima mea de mamă a tresăltat de bucurie în momentul în care ai un băiat se duce mai departe. Ai un băiat extraordinar, da. Zorica, ai cu prea mult bun simț, e bine crescut, și toate lucrurile astea, oare ce poate să egaleze decât mulțumirea unei mame? Dar mă gândesc și la lucru că, vezi, norocul în viață nu-l poți cumpăra. Îmi doresc, mi-am pus în cântece un strop din viața mea și chiar am cântecul, am fișor, dar am și fată, da? Și la un moment dat spuneam că aș fi în stare pentru copiii mei ca mamă să ajung în fața divinității ca să le cer noroc copiilor mei, că dragoste și tot ce putem noi aici, eu sunt convinsă că orice părinte oferă la copilul lui o dragoste, o educație, să nu-i lipsească nimic și să o ducă bine. De ce ține norocul, Zorica, în viața unui om? Că ai zis un strop de noroc. Un strop de, de ce noroc. Crezi tu că ține norocul? Trebuie să fii bun și să gândești pozitiv, să fii iubitor. Pe unde calci, să lași urme, să lași dragoste în urma ta. Și nu are decât. Deci eu consider așa, cum dai, așa primești. E ca un bumerang. Și vine bine, le bine faci, bine primești. Mai ține de norocul copiilor și rugăciunea mamei foarte mult. Foarte, foarte frumos și foarte adevărat. Pentru că rugăciunea mamei ajută foarte mult copiii. Ce te-au învățat copiii pe tine, Zorica? Ce m-au învățat? M-au învățat tehnica asta nouă pe care eu, sinceră să fiu,
mă cam rușinez. Vorbești de noua tehnologie, da? De Insta, de... Da, da, da. Și Simi, dar mai mult, Daria, care zice, mami, să nu-ți faci probleme, că eu te ajut. Unde o găsim? Ea te ajută, ea ține... Da, încearcă acum să mă... Evidența la pagina de Facebook, la Insta, la TikTok. Păi nu vrei să știi că am făcut TikTok pe pandemie. Și eu am făcut cu smarandă. Da, unul sau două m-a provocat. Mami, nu se poate. Trebuie să fii mama în trend, zice. Nu, uite, ți se pare greu? Nu, eu te ajut. Și e un lucru minunat, așa cum am spus. Făcând o comparație, uite, îndrăznesc să fac o paralelă, da. Că tot vorbim despre noua tehnologie. Vezi tu, copiii noștri... Zorica, n-au mai beneficiat de lungii acelea despre care vorbeai, de natura aia prietenă, fidelă, de aer, de păduri, de codri, însă vine, cum e firesc să fie, într-o generație și alta diferențe. Nu știu ce să spun, deci noi am trăit, eu am trăit vremuri superbe, am ieșit, noi acolo la munte, la noi avem și un aer extraordinar de curat. Mă bucuram de mirosul de fân cosit, iarbă cosită. Deci ne aruncam în fân, în o tavă. Ce să-ți spun? Daria a avut parte de experiențele astea? Daria nu, dar Simi da. Un pic. Uite, da. Simi a e o diferență parte. Între ei, din punctul ăsta de vedere? Să spunem, Simi bănuiesc că este cucerit de orice peisaj, se oprește să-l devoreze cu privirea. Și e dornic să vadă lucruri noi și... În schimb, Daria e mai... E cu TikTok-urile. Zăpăiat, așa, cu TikTok-urile, cu ce e acum, vezi, lumea a evoluat și atunci trebuie să ținem pasul. Zorica, tu ești un om deosebit de frumos, ești o femeie frumoasă, ești puternică, ești curajoasă, poate de multe ori... oamenii ne văd așa, Zorica Savu, artistul minunat, dar... Și te văd tot timpul aranjată, exact cum ești în splendida ta frumusețe, în simplitatea ta minunată. Vreau să te întreb, care este tributul pe care îl plătești cei care vor să ajungă la acest statut? Tu ai zis să dai bună ziua, să ai o anumită conduită, dar nu te-ai fi gândit că poți să urci atât de mult. Vasilica, dragă, nimic nu e ușor. Să știi că pe drumul muzicii am luptat din greu, m-am zbătut, am avut încredere în mine, cu răbdare și voință și multă muncă, foarte multă muncă. Am izbândit și sunt mândră de drumul pe care l-am parcurs și ce pe care am reușit. Zorica, tot timpul există un tribut, există o notă de plată. În primul rând, deci am muncit ca să fiu eu, să ce ți-a luat melodii. Această muncă? Ce, în ce fel te-ai implicat? Ce te-a răpit? Te-ai implicat emoțional? Te-a luat de lângă copii poate exact. O perioadă de timp? Exact. A fost nevoie să muncești mai mult pentru a avea mai mulți bani, evident, cu care să poți să susții enorm, draga mea. Un rezultat mai... Și atunci, exact ce spuneam, am muncit enorm să produc materiale pentru să fiu cunoscută, asta mi-am dorit, să fiu cunoscută și melodiile mele să ajungă la inima oamenilor. Ori pentru asta am trebuit să muncesc foarte mult. Am muncit și am fost la evenimente, că trebuia să câștig bani să aduc acasă. Deci asta, în primul rând, este un sacrificiu enorm. Distanțarea asta, depărtarea de copii, am pierdut... poate unele dintre cele mai frumoase momente ale copiilor. Dar, iată, vezi, fiecare, da, un deci un aspect, sigur că da, fiecare meserie are, cum să spune, sacrificiul ei. În fiecare domeniu este sacrificiu. Niciun început nu e ușor. Ți-am spus, am tras tare, 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 iar acum nu pot decât să mă bucur. Nu pot decât să mă bucur și să fiu fericită pentru tot respectul publicului și oamenilor care mă iubesc. Asta ești înseamnă... împăcată cu tine și cu toate alegerile pe care le-ai făcut până acum. Sunt împăcată. În viață, știi cum e viața, nu e numai cu bune. Da, și niciodată nu pot să fii pe deplin împlinit.
Ori eu ceea ce spuneam, fericirea am găsit-o în aprecierea lucrurilor pe care le am și pe care le-am primit. Fericirea o poți găsi din lucrurile mărunte. Ori eu ce pot să-mi doresc mai mult? Sunt sănătoasă, am doi copii minunați, am reușit să-mi fac o casă, am sădit și un pom, cum e proverbul, da? Am dragostea publicului meu și oare ce aș putea să-mi doresc mai mult decât sănătate, să-mi văd copii fericiți, împliniți, ajunși la casa lor? În viața ta, Zorica, ai avut vreun moment în care ți-ai dorit să lași totul baltă? Nu. Poate că ai fost pe... N-ai atins de culminație. Nu mi-am permis lucrul ăsta, chiar dacă ai avut gânduri, pentru că sunt greutăți, că viața... Au existat momente în care... Sigur că da, sigur că da. N-ai făcut-o, dar te-ai gândit. Da, dar n-am... Deci nu mi-am permis să mă gândesc la lucrul ăsta, pentru că eu am avut în spatele meu, am avut doi copii pentru care eu trebuia să merg înainte. Am fost o luptătoare și nu m-am folosit de nimic. Am muncit din răsputeri, pe brânci. Nu am acceptat niciun fel de compromis. Dacă astăzi trebuie să muncesc toată ziua pentru paharul ăla de apă, muncesc toată ziua și seara sunt așa de fericită că am paharul ăla de apă pe care îl împart la copilașii mei. Care sunt momentele în care Zorica Savu ajunge într-un colțișor acolo, doar ea cu inima ei și plânge? Sunt momente când plâng de bucurie, acum, de mulțumire, în fiecare seară, dacă pot să crezi lucrul ăsta. Dar mai sunt momente când uneori, poate fără să realizez, mă ridic vocea. Cel puțin la Daria, că ea acum e cu mine, Simi nu este. Și foarte repede realizez și îmi pare rău. Și atunci merg în fața icoanei și plâng. Vorbești cu Daria după un astfel de moment? Vorbim, adică... și Daria e un copil foarte bun și spune, mami, nu vreau să plângi. Și eu am greșit. Sunt lucruri extraordinare. Dar ea te vede plângând. Da. Pe mine copiii mei, spre exemplu, m-au văzut de multe ori plângând. M-a găsit plângând. Te-a găsit plângând. Da. Fără să vreau. Am spus nu plâng, dar nu e adevărat. Zice, tu ai plâns. Da, dar ea e un copil foarte bun și cred că a avut ce să învețe de la mine, de la mama mea. Îmi doresc să ajungă și ea și să-l urmeze pe Simi, să fiu mândră și de ea, așa ca și de fratele ei. Pentru că Simi a ajuns la Academia Regală în Londra pe munca lui, pe propriile lui puteri, darul de a cânta de la Dumnezeu, dar la care el a muncit extrem de mult, ceea ce spunea. Se spune că viitorul are mereu o aripă frântă în trecut. Tu ai o astfel de aripă sau o pereche de aripi care te-au adus unde ești? Păi, zi-mi ce te-a mânat în elanul ăsta, în curajul ăsta de a rămâne consecventă, de a rămâne, cum spuneai tu, să nu mă clatin, să nu ating disperarea și să-mi continui drumul. Nu am de ce să mă clatin, pentru că eu trebuie să dau exemplu copiilor mei. Nu mi-a fost greu să merg înainte, chiar dacă am fost singură, să spun așa. Mm-hmm. Am avut aripile frânte, e adevărat, pentru că nu e ușor să crești doi copii, dar asta nu e sub formă de a mă plânge. Motivul meu au fost copiii mei de a merge înainte și să le pot da un bun exemplu. I-am crescut, bineînțeles, așa cum spuneam, nu singură, cu ajutorul părinților mei și al mamei mele în mod deosebit. Pentru că ea și-a dedicat viața, și-a dedicat-o nouă. Și nici mie nu mi se pare nimic prea mult ce ar trebui să fac pentru copiii mei. Eu cred că am învățat de la bunicele mele, de la măicuța mea, am învățat ceea ce înseamnă sacrificiu, care nu mi se pare prea mult. Asta este. Copiii sunt rostul vieții noastre pe pământ și trebuie să sădim tot ce e mai bun în ei pentru a culege bucuria și roadele. Zorica Savu,
Unde putem căuta fericirea? O mai găsim în iubire? Am înțeles iubirea de copii. Da. O mai găsim în iubire? Păi, depinde de noroc. Și ce am zis? Iar ajungem. Și te consider o persoană norocoasă? Da. Mă consider o persoană norocoasă, pentru că, așa cum spuneam, sunt norocoasă, am foarte multe puncte de vedere la care să mă gândesc că sunt norocoasă, da? Ești norocoasă. Dumnezeu mi-a dat un har de a cânta și nu numai de a Bine, cânta. Bine, asta te aduce în fața publicului. Așa care e. Dar când ai devorează publicului, orice. Așa este. Zici tu că e de ajuns. Poate că acolo este un loc gol în inima mea, dar nu mai ne uităm la golul ăla de acolo când am atâtea motive de care să mă bucur și să mă umple inima. Și niciodată nu se știe că poate Dumnezeu pentru fiecare pregătește ceva, poate că există și cineva care să umple acel gol care totuși există. Ai suferit vreodată din iubire, Zorica Savu? Ei, ai da. Simțit Sunt vreodată că te mistie iubirea? Sunt un om normal și oare cine n-a iubit în viață? Ți-a spune, crezi tu că există vreun om care n-a iubit în viața lui? Eu Am cred. Suferit și eu din iubire, sigur că da. Dar copiii mei mi-au inundat inima de dragostea lor care mi-o dăruiesc și mă înconjoară. Și atunci, revenind la binele ăsta pe care zici că binele pe care l-ai făcut, ai simțit că ți s-a întors, Zorica? Să știi că mi s-a întors bine. Eu nu vreau să spun că am făcut bine și să mă laud. Nu. Deci nu fac rău nimănui. Dacă pot să ajut, ajut. Dar am simțit, să știi că am simțit bine. Eu mă încred foarte mult în puterea divină. Crezi în Dumnezeu? Cred în Dumnezeu cu tărie. Și în ultima vreme mi s-au întâmplat numai lucruri frumoase și bune și de... Ți-am spus, trecând prin încercări, eu m-am regăsit în puterea rugăciunii. Vorbeam la început de emisiune despre, atât de frumos cum ai povestit, despre bunicii tăi, despre credința în Dumnezeu. Crezi în această viață de după viață? Nu știu ce să spun, dar ceva există până la urmă, pentru că nu sunt în măsură să spun eu doar pot să am o părere dacă există viață după viață. S-ar putea să existe, pentru că am simțit unele lucruri în unele momente. Poate mă gândeam la bunica mea care m-a iubit enorm de mult și poate că de multe ori am fost ajutat în unele de lucruri. De spiritul lor. De spiritul. Celor care te-au iubit și pe care i-ai văzut. Știi că auzim în ultima perioadă, în ultimii ani, copiii și aleg părinții. Și dacă fac o trimitere către Scarlat Demetrescu, ale cărui cărți am avut ocazia să le citesc, ne vorbește despre spiritul etern, despre evoluția spirituală pe pământ, atât cât avem această carcasă materială, și despre faptul că spiritul nu moare niciodată, spiritul rămâne. Doar că nu suntem suficient de evoluați ca să percepem prezența spiritelor celor dragi, așa cum așa atât este. De frumos ai spus mai devreme. Fiecare dintre noi avem, cum spuneai și tu, nu toți putem evolua spiritual atât de mult ca să putem înțelege lucrurile astea. Orice om poate fi iertat, Sorica? Din ceea ce știu eu și cum mă rog eu, Dumnezeu spune că oricât de păcătos ar fi un om, dacă vii cu credință și te rogi, poți fi iertat. Acum depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Ai iertat oamenii care te-au atins?
Da. Am iertat și am mers înainte. Pentru că duhovnicul meu îmi spunea așa, de fiecare dată când mergeam la împărtășanie, mă întreba, ai iertat? Trebuie să ierți. Eu am iertat. Și mă simt cu sufletul ușor și curat. Deci nu poți să ceri fără să dai. Așa este. Ierți și după aia ceri iertare. Deci când te pui seara pe genunchi, ce spui? Precum și noi iertăm. Ori trebuie să ierți ca să poți să primești. Să primești bine. Și primești necondiționat. Poate că ce nu atunci. Noi oamenii, știi, ne dorim, Doamne, atât de mult îmi doresc lucrul ăsta, dar poate că lucrurile nu se întâmplă așa de repede cum ne dorim noi. Însă Dumnezeu știe de ce ai nevoie și vei primi. Ce îți dă în funcție numai de ce ți-e de folos. Da, vreau să-ți spun, dacă îmi dai voie, chiar acum în perioada asta de înaintea Paștelui, am înregistrat o priceasnă superbă. Versurile aparțin unui tânăr poet, un consătean de-al meu de la Măru, Dorel Mărgan, iar eu versurile le-am filtrat așa prin sufletul meu și am creat o linie melodică și spun, la crucea ta îmi las amarul. Vroiam să ajung la ultimele două versuri din cântec. Devin la tine, Doamne, Tu mă ierți. Mă ierți, apoi prin orice încercare mă treci cu bine, fiindcă mă iubești. Deci primim încercări de la Dumnezeu, deci ne cerem iertare, primim încercări și trecem cu bine peste toate ca să putem primi iertarea. Unii mai devreme, alții mai târziu. Și eu întotdeauna am luat exemplul ăsta care mi-a dat puterea de a merge înainte. Cum preotul Zaharia s-a rugat 30 de ani în templu pentru a avea copii și soția lui era stearpă și după 30 de ani, fiind în rugăciune în templu, i-a apărut îngerul și spune, soția ta e însărcinată, și a spus, nu se poate, Doamne, soția mea e stearpă. Și de atunci a rămas și așa mai departe. Deci credința așa are un rol dintre... Un rol important în casa noastră. Cel mai important. Da. Spune-mi, în perioada asta sărbătorilor, Zorica, de cine ți-e cel mai dor? Uite, anul ăsta vreau să mergem la sat. Și la sat, acolo unde ai copilărit tu? La Măru, da. Anii trecuți au venit părinții mei la mine, fratele meu. Acum vreau să merg la sat. Se merge, sunt obiceiuri de a merge la cimitir. Și sunt foarte melancolică pentru că eu încă am imaginea în minte a familiei noastre de odinioară. Deci ei sunt mereu acolo cu noi. Care e primul gând care îți vine în minte acum, gândindu-te la bunica? Nu știu, mi-aduc aminte de cum pregăteam împreună colăcuții, de toate. Sunt foarte multe lucruri pe care ți-am spus, mi-ar trebui mult timp să-ți povestesc lucruri extraordinare. Gătește Zorica împreună cu copiii? Deci, da, gătim împreună. Ce gătiți? Orice, dar vreau să spun că ne întrecem acolo la bucătărie când Daria ia șorțul de bucătărie. Așa. Spune, nu. Ce face Simi? Ce îi place lui Simi să gătească? Simi gătește orice, de toate. Așa. Simi plecând la Londra, nu i-a fost la îndemână atunci, dar mai mult pe bunica, vezi, iar ajungem la bunici. O sună pe mama mea, pe Mica, și spune, Mica, cum fac asta? Cum fac supa? Cum gătesc asta? Își face supă, își face pizza, își face paste. Deci, de toate. Prăjitură face. Lui îi place foarte mult prăjitură cu banane. Eu le-am gătit, acum și Daria mă ajută foarte mult să facem tiramisu. Dar din mâncărurile tradiționale, dintre cele... Toate le plac. Da. Copiii mei nu aleg. Și mai păstrași ceva acum? De toate. Mi-a zis prăjitură cu banane. Nu, da. Lui îi place asta cel mai mult. Am așa l-a dezmierdat bunica pe el. Dar plăcinta cu brânză dulce și aia cu mere făcută, la vai de mine.
Uite, în Moldova, de Paști, te speli cu apa de pe apa, ou. Așa, da. Și la noi. Și sigur la că voi. Da. Și păstrați obiceiul da, ăsta? Da, dar ne spălam, eu mi-aduc aminte, bunicul meu mi-aducea de la pădure, primăvara, înainte de a veni Paști, urechea babei, spunem noi, aia e roșie, așa ca, ca o ciupercă. Dar e roșie. Și o puneam în apă și ne spălam de pe urechea babei să fim roșii toată primăvara. Apoi la Paște punem ou și bănuții și o glinduță. Și ultimul ia banii. Da, 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 da. Că mi-amintesc. O, dar noi la... când mulgeau oile era o sărbătoare și se făcea un colăcuț în care se puneau bani. Și oile se mulgeau acolo peste colăcuțul ăla la găleată. Era colăcuțul pus. Și moșul și cu bunicul meu mulgeau oile și la gata, când se termina, trebuia să zici cucu, răscucu, mă rog, și când tregeam, puneam mâna și rupeam colacul. Să vedeam cine are mai mulți bani în colăcuț. Oh, sunt multe! De obicei, așa, asta nu-l cunoșteam. Da, obiceiuri frumoase, da. Și mergeam la măsura de oi în munte, urcam pe plai prin pădure o oră și ceva, copii mulți din sat, cântam, ne zbenguiam, sunt amintiri extraordinar de frumoase. Zorica, dragă, care e momentul de fericire intensă pe care l-ai trăit și care îți vine primul în minte atunci când te gândești la asta? Sunt bucuroasă când mă urc pe scenă și primesc aplauzele alea, răsplata publicului, deci pentru munca mea, că cel mai mult am muncit și m-am dăruit, mi-am dorit să fiu cunoscută și cântecele mele să ajungă la sufletul oamenilor și să rămână în urma mea. Iar în momentele în care mă urc pe scenă și primesc aplauzele, dacă tu ți aduci bine aminte, ce mult a însemnat publicul de la Iași când tu ai prezentat așa frumos împreună cu Laura Haidău. Mulțumesc și lui Marcel Piticari pentru... Pe care îl salutăm. Da, îl salutăm cu drag. Pentru mine a fost un lucru extraordinar. Foarte venind călduros. Din Banat, urcând pe scena din Iași, scena teatrului Mihai Eminescu din Iași și având... așa, aplauze. Deci, efectiv, am lăcrimat. La teatru Luceafărul, cred. Da. Luceafărul. A fost, Luceafărul, da. Da. Și, într-adevăr, un public memorabil. Ăsta este un moment de fericire maximă. Da. Dar spune-mi, te rog, un moment de mare tristețe, de suferință din viața ta. Când l-ai trăit? Of, greu de spus. Deci, am avut așa o istorie. În momentul când am pierdut-o pe bunica mea, eu nu am fost acasă. Și am trebuit să cânt un spectacol, eram plecată. Ce poate fi oare mai dureros, știind că pentru mine bunicii mei, deci eu pentru ei am fost lumina ochilor și eu nu eram acolo și trebuia să urc pe scenă și să cânt. La fel s-a întâmplat și cu bunicul meu, dar... măcar el a plecat așa cu inima împlinită după ce eu m-am recăsătorit și cred că eram însărcinată cu Daria. Eram plecată în Statele Unite și atunci mama mi-a spus să știi că lui tatu-i foarte rău. Și mi-a spus la telefon, spune-i că Zorica se gândește și a mers lângă el în toată agonia în care era când i-a spus numele meu, pentru că eu pentru ei am fost ceva, eu mai am un frate, dar ei pe mine m-au iubit ca pe ochii lor din cap. I-a curs o lacrimă doar din ochi și a închis ochii. Astea au fost momente dureroase și pe care eu nu am cum să dau timp înapoi și să îți dai seama că am fost sfâșiată de durere și cum abia m-am regăsit. Dar fac parte din viață, trebuie să ne regăsim, să fim tari și să mergem înainte. Zorica, te-ai recăsătorit, este un act de
Mare curaj? Este. E adevărat. Deci, l-am pe Simi, da? Și după 11 ani de zile, uite că am zis, știi cum e, nu pot să stai singur. Sunt anii tinereții. Copiii pleacă la casele lor. Trebuie să ai, așa cum spuneau bunicii mei, ortacul tău, partenerul tău, să zic așa. Da, m-am recăsătorit și nu știu cum aș putea să spun, din păcate, sau poate că n-am învățat nimic din... Nu mi-am învățat lecția. Istoria s-a repetat. Care ar fi lecția, Zorica? Ce păi ar fi trebuit să înveți? Poate vezi exact cum spuneai și tu, de multe ori bunătatea, poate uneori bunătatea omului, nu știu. Ai zis că bunătatea e... I-a curs o lacrimă doar din ochi și a închis ochii. Odată bunătatea. Uite că la mine se pare că da, dar nu-mi pare rău de nimic, să știi. Și am stat și m-am gândit, nu sunt... Sunt atâția oameni în lumea asta care au trecut pe aici. Eu sunt bine, sunt sănătoasă, pot să muncesc pentru copiii mei, sunt ajutată de părinții mei, sunt bine. A fost sau ar fi putut fi cariera un impediment în această împlinire din punct de vedere familial? Nu cred, Vasilica, pentru că... Atunci când am fost împreună cu tatăl lui Simi, la fel și el este interpret de muzică populară, dar nu cred că mi-era vorba... Ce n-a existat, Zorica? Of! Înțelegere, toleranță... Da. Aș vrea să rămână lucrurile astea așa pentru noi, pentru că știi, atunci când omul nu e mulțumit de ce are... Merge mai departe și caută tot mai mult, caută altceva. Ce caută, Zorica? Nu știu ce caută și omul când caută, găsește. Și fiecare e acum când cauți. Deci dacă nu ești mulțumit în ceea ce ai de tine... E suficient să nu fii mulțumit ca să înțelegi că trebuie să pornești de acolo, să pleci, să nu mai stai, să mergi înainte. În căutarea să-ți fie mai bine. Da. Ce presupune iubirea? Iubirea? Da, în primul rând... Cum o vezi tu în concepția ta? În... A iubi înseamnă, da, înseamnă a oferi celuilalt dragoste, respect, înțelegere, dăruire. Deci trebuie să te dărui cu tot. Să și fac e suficient orice ca să le oferi bine. Dacă păi nu le primești. Păi... Și acum revin. Și acum revin. De ce am făcut atâtea cântece? În scop terapeutic, am păi înțeles, dar... sunt atâția oameni care se regăsesc o poveste de iubire, m-ai întrebat, și acum mă duc la cântecele mele. Prietene, am trăit. Am dăruit fericire, dar eu n-am primit. Sunt cântece adevărate, din suflet, și puse, deci experiența mea de viață, mi-am pus viața în cântece, să știi. Deci știi tu că partea, latura asta sau cariera artistică ți-a adus echilibru, da, pe balanța asta a iubirii, a fericirii, a împlinirii în viața ta? Eu, datorită cântecului, am reușit să depășesc momentele dificile din viața mea. Am avut momente când cu gura am cântat, dar sufletul mi-a plâns, ceea ce sunt convinsă că poate și alți colegi de-ai noștri, dar noi, în comparație cu oamenii ceilalți care nu cântă, eu cel puțin simt că m-a ajutat, am trecut mai ușor, m-am răcorit prin cântec, am cântat și am trecut mai departe. Zorica. Cântecul... Mai crede, Zorica, în fericire, ar putea să o ia de la capăt acum, dacă ar fi? Să știi că aș putea oricând să o iau de la capăt și nu mi-e frică de nimic. Sunt o ambițioasă,
Și dacă știi de multe ori cum se spune, dacă nu încerci, n-ai de unde să știi. Cu toate că am avut o mare teamă în toți anii, care au venit, de a mai iubi. Dacă ai putea să o iei de la capăt și dacă ai putea să dai timp înapoi, ce ai schimba, Zorica? Vasilica, draga mea, pe platou ăsta oferit de tine. Nu aș schimba nimic, referindu-i. Pentru că ăsta a fost destinul meu. Asta a fost soarta mea, drumul meu, rânduit de Dumnezeu, nu aș schimba nimic. Și primesc cu inima deschisă, dacă trebuie să vină fericirea și dragostea în viața mea, o primesc. Deci ai face aceleași alegeri. Aș face aceleași alegeri. Aceleași suferințe. Suferința presupune, dragostea presupune și? Și suferință. Și evoluția e însoțită de suferință. Așa. Cum am. Vreau să te mai întreb. Poate un om care, deși tu ești o dovadă clară, poate un om care eșuiază, să zic, sau care nu reușește în dragoste să-și construiască o carieră din punct de vedere profesional. Dar... Eu cred că am reușit, da. După cum da. Se vede, da. Important e cât de mult îți dorești și cât de mult te dăruiești, cât de mult îți place. Deci eu m-am dăruit cu tot sufletul meu, pentru că viața mea, deci cântecul e parte din viața mea. În cântec mi-e viața. Ai și regrete? Că orice om are regrete. Da, și care dar ar fi asta? Nu vreau să mă gândesc la lucrurile nu astea. Nu vrei să vorbești despre regrete. Nu vreau să mă gândesc la regrete. Au trecut. Deci momentele alea neplăcute, ca să, sau urâte, cum să le numesc, nu vreau să mă gândesc la ele. Astea, deci gândurile pozitive m-au ajutat să merg înainte. Mă gândesc ce aș putea face bun, ce mi-aduce bucurie, ce mi-aduce fericire. Ce face Simi acum? Simi e la Londra. E la Londra, anul 3, termina anul 3, mai avem un an. Doamne ajută! Felicitări! Mulțumesc frumos și Simi, pe lângă faptul că este la Academia Regală și este un bun tenor, bineînțeles, a colaborat cu Filarmonica din Timișoara, dar acum e colaborator de un an de zile și cu Filarmonica din Londra. Și o mare din perspectivele pe care sau care sunt cunoscute, vrea să se întoarcă sau și-ar dori așa să plece? El cum găsește? Ei, acum trebuie să-ți mai dezvălui ceva. Ia dezvălui. Băiatul meu, bineînțeles că ceva ani înapoi, tot îl întrebam, eram curioasă, Doamne, așa. Tu nu ai o prietenă? Mami, e așa, el e așa liniștit, mami, încă nu e cazul. Ei, acum sunt foarte bucuroasă de așa. Prietena lui Simi, Simi are o prietenă și ea cântă la vioară și e tot la Londra. Și o drăguță și o sensibilă pe care eu o iubesc foarte mult și să vedem ce fac copiii ăștia. Aș doresc să rămân acolo, își termină școala, vin în România. Eu am emoții așa privindu-te cum o să fii tu în postura de soacră sau de bunică. Of, bunica, Doamne, atâta dragoste am centrul universului. Pentru... Da, da, da. Păi toate pe rând. Așteptăm să vedem ce hotărăsc copiii ăștia. O vedem pe prietena lui Sam? E Simi pe undeva? Păi, nu știu să vă spun acum. Ea e una dintre cele mai bune vioriste de primă mână acolo, dar acum nu știu să... Ai emoții? Sau încă te captează, ești cucerită de Daria acum? Că nu, m-am obișnuit cu ei acum, pentru că ea au venit des la noi acasă, au mers împreună, au mers pe semenic cu Daria și foarte bine socializează, se înțeleg foarte bine. Iar Daria, după ce că îl iubește la nebunie pe Simi, când a trebuit să plece la Londra, a fost cumplit. Deci despărțirile noastre sunt cele mai urâte. A suferit atât de mult și atât a plâns după Simi și s-a atașat și de Ana.
Ne-am obișnuit, au venit mai des la noi și așa că am acceptat cu bucurie și sper să fiu o viitoare soacră plăcută, să fie adică așa, bună. După cum îți gândește ție inimioara, după cum important îți construiești tu gândul. Important e ca ei să se iubească și să fie fericiți. Cel mai important, și că tot vorbești de fericire, eu am o datorie față de fericire. Vreau să știu, și cu toții o avem, cu toții avem o datorie față de propria noastră fericire. Unde își găsește Zorica Savu fericirea și fără ce nu ar putea merge mai departe? Of, în afară de copiii mei, ce puteam să spun? E a doua oară când zici of sau a treia oară, da, chiar. Da, copiii mei sunt fericirea mea, ei sunt totul meu. Ți-am spus, Vasilica, ei sunt totul meu. Muzica este viața mea, părinții mei și... Așa cum spuneam, dacă fericirea e să mă caute, eu aștept. Te găsești cu brațele oricum deschise. Orice om în lume merită să fie fericit. Și până la urmă, nu se poate ca să nu existe fericirea pentru fiecare din noi. Fericirea există, atât de frumos ai încheiat, pentru că aș vrea să mă opresc aici. Mi se pare că orice adaos al meu ar fi mai puțin potrivit, pentru că tu ai vorbit deosebit de frumos. Așadar, pentru toți telespectatorii care ne-au privit în acest ceas, îi îndemnăm la fericire, să-și găsească fericirea, pentru că, așa cum spune Zorica Savu, să fiți convinși că fericirea vă găsește oriunde vă veți afla. Și o găsiți în adâncul sufletului. În adâncul sufletului fiecăruia. Iată. Așa e. La bună vedere, dragilor! Sunt Vasilica Tătaru și mă bucur din toată inima că în această ediție am putut să am acest ceas de taifas, de schimburi de idei, de trăiri, de emoții, alături de minunata Zorica Savu. Mulțumesc, Zorica dragă! La bună vedere tuturor! Doamne ajută!